Discuțiile dintre Trump și Putin au durat peste 2 ore. Cea mai mare parte din întrevedere a decurs doar în prezența translatorilor, iar mai apoi, acestora li s-au alăturat un consilier pentru securitate națională și șeful diplomației americane. La conferința de presă, liderul de la Casa Albă a vorbit despre implicarea Rusiei în alegerile americane, preferând să-l creadă pe Putin decât pe serviciile americane de informații. People came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia. President Putin, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Putin dacă și-a dorit ca Trump să câștige alegerile prezidențiale. Da, я хотел, чтобы он выиграл. Yes, I did. Yes, I did. Because he talked about bringing the US-Russia relationship back to normal. În timpul conferinței de presă comune a avut loc și un incident. Un bărbat care s-a dat drept jurnalist a fost scos cu forța din sală. Protestatarul ținea în mâine o pancartă pe care scria tratat pentru interzicerea armelor atomice. Hey guys. Subiectul legat de armele nucleare a fost discutat la întâlnirea de la Helsinki dintre Trump și Putin, iar ambii președinți au fost de acord că acestea nu trebuie să se mai producă sau folosite. Mai târziu, într-un interviu pentru jurnaliștii de la Fox News, Vladimir Putin a menționat că a discutat cu liderul de la Washington și despre situația din Siria. Мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Но и думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. Prestația lui Donald Trump la summitul cu Putin a fost taxată de mai mulți politicieni și lideri de opinie americani. Aceștia s-au arătat nemulțumiți că nu a adus vreo critică Rusiei, iar senatorul republican John McCain, coleg de partid cu Trump, a declarat că președintele american a fost umilit. Conferința de presă de la Helsinki a fost una dintre cele mai rușinoase prestații ale vreunui președinte american din istoria recentă. Pagubele provocate de naivitatea, egocentrismul, falsa senzație de egalitate și simpatia pentru autocrațiile președintelui Trump sunt dificil de calculat. Dar e clar că summitul de la Helsinki a fost o greșeală tragică, a scris senatorul republican într-un comunicat de presă. De aceeași părere este și fostul ambasador american la Moscova. Press conference was the single most embarrassing performance by an American president on the world stage that I've ever seen anyway. Aceasta este prima întrevedere într-un asemenea format dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anterior, președinții s-au întâlnit de 2 ori în cadrul unor summite internaționale.